Un bărbat este căutat de poliție după ce pe data de 4 septembrie a fugit de la propria nuntă, abandonându-și mireasa în mijlocul dansului, atunci când a văzut că în sala de festivități au intrat câțiva ofițeri și soția lui. Conform Digi24.ro, bărbatul a decis să se căsătorească pentru a doua oară, fără a lămuri situația cu prima soției potrivit presei locale. S-a gândit că planul va funcționa fără probleme, pentru că nu mai era în relații foarte bune cu prima parteneră de viață, numai că aceasta a aflat ce se întâmplă și l-a reclamat la poliție. Când a văzut oaspeții nepoftiți de la nunta lui, bărbatul a fugit pe ușa din spate a localului. Acesta s-a căsătorit în 2019 cu Sana, medic de profesie, la scurt timp după ce el s-a întors din Noua Zeelandă, unde a locuit și lucrat câțiva ani. Potrivit tradiției indiene, el se aștepta să primească de la familia miresei o sumă de bani, însă pandemia a complicat lucrurile, așa că banii s-au lăsat așteptați. Totuși, fratele primei soții spune că, de fapt, bărbatul a primit de la familia soției mai mult. Pe timpul pandemiei, el nu a mai putut să plece la lucru, a rămas acasă, iar familia mea i-a suportat toate cheltuielile, a declarat pentru presa locală fratele primei soții. Tot acesta a spus că, după ce lucrurile au intrat în normal, a cerut din nou banii promiși și, pentru că nu i-a primit, s-a înstrăinat de soție, dar a hărțuit-o în permanență cerându-i bani, până când aceasta s-a dus la poliție și a depus o plângere împotriva lui. Când bărbatul și-a găsit altă parteneră și a decis să se căsătorească, el a uitat să-și lămurească situația cu prima soție, relatează Digi24.